Bună ziua! Începem lucrările ședinței de astăzi cu ordinea de zi pe care fiecare dimineață a primit-o, materialele pe care le-a studiat, deci e cineva care nu a primit materialele sau nu a avut posibilitatea să le studieze. Președinte de ședință avem? Da. În drumul la treabă. Spune-mi la vot procesul verbal de la ședința trecută. Cine e de acord? Împotriva, cine? Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea. Bun, numai un moment. Deci avem suplimentarea ordinei de zi cu încă două puncte. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii în formă autentică a dezmembrămintelor, dreptului de proprietate, vizând dreptul de superficie și de servitude, acordat prin actul adițional numărul 3 din 2-11-2022 la contractul de concesiune numărul 2158 din 14-11-1997, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Himeiuș și Asociația SOS Satele Copiilor România. Și proiectul numărul 11 este aprobarea tăierii și sau toaletării arborilor și arbuștilor aflați pe domeniul public al Comunei Himeiuș, județul Bacău, care afectează sau pun în pericol sistemul de alimentare și distribuție a energiei electrice. Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? Erau prea puțini. Da. Văd cum 8 cu 9 împreună. Da, asta înseamnă că Consiliul Local muncește. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Da. Aproape ca la fiecare lună, după iunie coace, mai vă luăm bani de unde ne-au rămas necheltuiți și cheltuim unde apar priorități. Da. Acord de aprobare cu privire la propunerea de modificare a indicatorului bugetului de venituri și cheltuieli de anul 2022. Nu știu dacă ați studiat, n-ați studiat materialele, de ce este vorba, ați înțeles sau nu prea ați înțeles. Partea de venituri zero, partea de cheltuieli zero. De fapt, începem cu administrația publică locală, 25.000 de lei, cheltuieli de personal, avem atât de 10. 100.000 de lei, cheltuieli materiale, 25.000 de lei. Pentru realizarea unor documentații de urmărire a construcției și realizarea statutului Comunei Himeiuș. 100.000 de lei, contravaloarea documentației de realizare cu privire la demolarea clădirii vehicului dispensar uman. La cultură. 70.000 de lei, cheltuieli privind susținerea cursurilor, cheltuieli privind tradiții de iarnă, pentru următoarele activități. Sărbători de iarnă, eveniment cultural-artistic, venirea lui Moș Crăciun și acordarea unor cadouri copilor din cadrul școlilor, primirea cuplurilor care au împlinit 50 de ani. Asistență socială, 90.000 de lei. Indemnizații persoane cu handicap. Servicii publice, 25.000 de lei. Achitarea unor avarii produse la sistemul de alimentare cu apă. Lucrări de toaletat arbore în apropierea rețelelor electrice, 20.000 de lei. Drumuri, 50.000 de lei. Combaterea poleiului, iluminatul festiv, realizarea trotuarilor pe DG 150 de lei. Am luat într-o parte, am pus în altă. Să punem la vot. Cine este pentru? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale și artistice ce se vor desfășura cu ocazia sărbătorilor de iarnă în Comuna Himeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. De la primul proiect urmează cel 2 și 3. La 2 e vorba de activitățile cultural artistice care le facem în fiecare an cu ocazia sărbătorilor de iarnă, unde s-au propus 25.000. Acordarea premiilor la persoane care, familii care împlinesc 50 de ani și premiile la copii. Deci
Noi proiecte care... Păi astea toate, să aprobăm și trecem la punctul și alții de lege, nu? Păi, cum spuneți? Cine sunt împrimați? Câte persoane, da? Câte cupluri sunt? Avem 8 cupluri. 8 cupluri. Cine sunt? Dacă știi. Le știm, ba chiar am o... Nu la mine de rău. Dacă nu, zi-l o altă de aducere. Din câte știu, Tală, Sicu, Trefescu de la Fântânele, Jiga. Fetește așa ca Solomon. Am împlinit 50 de ani, dar din păcate el s-a dus, a rămas numai soția. Titi Solomon. Tală de la șosea? Nu, Tală, da. Da, pe ce nu meu? Da. Pe ce nu tău? Da. Hai să-l ferici, că mă întâlnesc cu el de asta. Păi îl felicită pe toții. Cu câinii din spate. Când e evenimentul? Păi dacă o să... Că o să facem pe 26 evenimentul la Cămin, atunci o să-i adunăm pe toți și o să le dăm mâna în evenimentul. Deci rămâne tot 700 ca și anul trecut, da? Tot 700 ca și anul trecut. Păi dacă o să fie guvernul anul, poate să trece 9.000, poți să vedem. Acum avem, că de la an la an, tot mai puțin. Coborâm cu ăsta. Am avut în primul mandat, în primul an, 20 de cupluri. Dacă vă amintiți, la Crăciun, la Căminul Cultural, au fost și din urmă care s-a adunat și i-am primit cu toți. După aceea am avut ani care au fost și 3-4 cupluri. Deci avem 9 cupluri. Azi dimineață încă unul. Până la... Deci, până tot o sabă, domn primar. O manifest? Da, deci... Rățoi Vasile și Maricel. Rățoi Vasile Maricel, cu domnicieniu Fântânești. Unu. Sicu, mitică, din pe strada Rozelor Ieși. Tala Anton și Genoveva. Ardeleanu Vasile, Calea Moldovei, numărul 195. Ghindă Mircea. Mircea. Iani Răducu Mihai. Trefescu Telu. Jiga Maria. Cine a mai fi soțul? O fac numai acela. Solomon Maria. Și cam atât. Mulțumesc. Da. Și punem la vot punctul 3, 4 și 5. Păi nu, stați așa, că avem la 2. Avem 2, da? Manifestările culturale. Deci data la care ați stabilit e 26, nu? Da. Și suma 25.000. Da. Păi tu, dar 4 e altceva, domnul primar. E primul... Păi susținerea, da, dar... 26.000. Care bugetară? Da. Bun, atunci mergem pe 2, 3, 4... Da, vorba de biserica de la Fântânele, care ne cer un sprijin de 20.000 de lei pentru expertiză, să achităm valoarea expertizei. 25 la biserică? 20. Nu, 25 era la manifestările culturale. Deci cine este pentru punctul 2, 3, 4 și 5 de pe ordinea de zi? Sumele... Sunt trecute recalculative, pentru că e posibil să nu recheltuim, să nu fie invers, cum a fost la zilele comune, să cheltuim mai mult, să nu avem, să fim nevoiți, să venim din nou cu de asta sunt trecute sume, poate mai rotunjite, așa mai... Dar ne ocupăm noi sau se ocupă tot domnul Corocăiescu? Nu știu, deocamdată sunt s-o ocupă. În funcție de bugetul ăsta o să contactați până pe 10 decembrie, 15, așa să avem... Credem unii că sunt ca să-i putem cu datele, să-i corelăm, să coincidă cu ora la care dorim noi. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și a contumului burselor scolare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Hmeiu, județul Bacău, pentru anul școlar 2022-2023. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Cred că astea este materialul. Avem situația
depuse de către școli. Avem aici bursă de merit 69 beneficiar, cuantă de 10.810 lei, bursă de studiu 12 beneficiar în cuantum de 2.412 lei, bursă de ajutor social 156 de beneficiar în cuantum de 31.200. Dar eu am altfel, am 23 cu 4 cu 52, pe cine am făcut? Poate cumulate pe ce luni? Octombrie, noiembrie, decembrie? Octombrie, noiembrie, decembrie. Păi da, pe lună, deci pe lună. 23, octombrie, noiembrie, decembrie. Septembrie s-a dat. S-a dat deja. Da. Și 69 de care s-a de anul ăsta. O întrebare de doamna director, în spate de Andrei, domnul primar. Ce înseamnă bursă de merit? În categoria burselor de merit se încadrează copiii care au peste 9,50 media anuală pe anul trecut, pe al doilea semestru din anul trecut și nu au mai mult de 10 absențe nemotivate. Este un lucru îmbucurător pentru că au fost 23 în toamnă și acum sunt 69. Păi nu, că 69 a scris 23 ori 3. Aici, deci, tot 23 sunt din copii. Tot 23, bursă de studii. Pentru bursele de studii se încadrează cei care au peste 8,50, dar cu anumite condiții. Părinții să nu aibă venit mai mare de 600 și nu știu cât pe membru de familie, 623 parte pe membru de familie, să nu aibă tot la fel mai mult de 10 absențe nemotivate, adică sunt cei care se... Burse de ajutor social, familiei, cei mai mulți. Pentru că... Din păcate, la bursele de ajutor social, începând de anul trecut, de fapt, în al doilea semestru, nu mai au un singur membru, adică nu știu dacă din păcate sau din fericire, dar cumva așa și încurajăm statul da, acasă, da, să spunem. Da, se încurajează. Da, se încurajează. Pentru că acum câtva timp urmă am auzit că o femeie a încasat, o mamă, a încasat 6.000 de lei. La... Cred că e un pic exagerat, 6.000 de lei. Cine știe câți copii au avut la școală? Patru. Unul e de ăla care e șef. Da. Adică în ghilimele șef. Toți sunt șefi de genul. E un lucru bucurător, mă scuzați, înseamnă că nouă minister înființat își face datoria. Da. Problema e că e diferența foarte mare între bursă socială și una de merit. Deci ăla care muncește, învață deja, nu mai trage, că vede că ăla nu învață, nu nici nu vede la școală și ia bursa socială mai mult decât ăla care învață. Știți de ce? Pentru că bursa socială se acordă pe toate zilele, indiferent de vacanțe, nu contează, deci ăla cu sociala ia și pe perioada vacanțelor. Da. Cel de merit, nu, doar pe perioada, de exemplu, dacă din octombrie sunt doar 10 zile lucrătoare și 10 zile de școală, că restul mai sunt vacanțe și așa, el ia doar pe alea 10 zile. Părerea mea ia să încurajăm să învețe și pe cei care merită, nu, măcar prin ajutorul care o să vă dăm noi la sfârșitul anului școlar, să încurajăm, măcar atunci să mai ia și ceva. Atunci venim cu noi, atunci dăm niște premii. Exact, măcar acolo să-i... Să-i departajăm. Aici, asta este legea mea, da. În 2016 le acordăm niște premii. Din păcate ne... O să umblăm și la astea, că nu o să facem buget în 2023, o să ne concentrăm mai mult, să vedem și aici, să fie o diferențiere. Dar și cuantumul la bursele astea, care-i? Păi, bursă de performanță 500 de lei. Dar la deță material. 200 de lei bursă de merit, 150 bursă de studiu și 200 lei bursă de ajutor social. Da, doar că, repet, sunt luni în care, într-adevăr, cei cu bursele sociale iau mult mai mulți bani, deoarece lor nu li se scad zilele de vacanță. Ei iau inclusiv și pe iulie. Da, au o singură grijă să nu lipsească, chiar dacă la ore fac toate nebunile din lume. Și profesorul trebuie să suporte mult mai multe din partea unuia ca ăsta, decât eu tot timpul am spus că trebuie susținută performanța în primul rând. Da, și pe cei cu cazuri sociale. Dar haideți un pic să ne uităm și dacă au probleme de comportament, probleme de nu știu care. Nu, pentru că în momentul în care sunt probleme, nu vin la școală părinții? Dacă e vorba de bursă și de așa, stau cu câte două zile la ușa școlii. De ce nu se scade nota la purtare și să fie un criteriu pentru se acolo scade, de păi normal că trebuie să aibă... Dacă e scăzut nota la purtare, nu poți să-i merită. Eu am mai puțin de 8, dar și asta cu scăzut un om medie la purtare, se face în anumite eu condiții, cu anumite, da. Să dați niște exemple, că până la urmă, dar deja sunt exemple care anul trecut au rămas repetenți și anul ăsta nu au mai luat pentru că nu au voie să fie repetenți ca să ia bursa socială. Sunt, exemple sunt, doar că ne confruntăm.
discutăm cu multe alte... Facem nenumărate adrese la poliție să ne vină în ajutor, pentru că copiii ăștia parcă au luat o razna după perioada asta de online. Nu mai reușesc să înțelegi cu ei. Profesori care câtă răbdare să ai, nu reușesc să-i mai stăpânească. Părinții nu vin să discute. S-au învățat copiii că ne blochează numerele de telefon pe telefoanele părinților și noi sunăm toată ziua bună ziua, toată regula, inclusiv al meu, de pe telefoanele părinților, și atunci cu cine să iei legătura? Nu mai spun de zile, numai ieri și alaltă ieri, câte s-au întâmplat cu Bălăceanu, cu Croitorul, care nu mai efectiv nu mai avem nicio măsură de luat. Acum vorbești cu el, a venit cu polițistul, le-a dat și amendă, da, nu îi atinge nimic. Și nu iau bursă? Nu, normal că nu iau bursă, dar... Deci nu mai... De asta zic că și prin bursele astea sociale, da, așa... Cu direcția generală de asistență socială a copilului sau cum? Doar așa, să ajungem acolo, dar... Încercam să mai facem niște medieri. Trebuie căutate, diferite modalități. Ei știu că de exmatricula n-ai voie să exmatriculezi, le scazi nota la purtare până la 6, cât poți să-i scazi. Pentru purtare o dată de 2 ori. Nici legea nu-ți permite să scazi la sfârșit. E reversul, ea de ce n-ai... Corect, ce ai făcut în sensul ăsta, ai, ce... Aia e toată chestia. Cine l-a măsurit. Da, și ce măsuri ai luat? Da. Avem copii la clasa 1 pentru care părinții ne cer măsuri. Ce măsuri să iei? Ai vorbit, tatăl e plecat în lumea lui, bunica săracă are și ea grijă de copil așa cum poate, copilul vine la școală și bate în stânga și în dreapta și copilul de clasa 1. Ce să-i faci? Mai mult decât să discuți cu părinții, cu familia, să-l duci la consilierul școlar, merge săracul, a făcut abonament la consilierul școlar. Dar mai mult de atât, n-ai ce să-i faci. Și părinții vor măsuri. Ce măsuri ați luat? Totuși stă la... problema este la părinți. La părinți. Psiholog la școală? Avem consilierul școlar care e cu atribuții de psiholog și cu școală făcută în psihologie. Dar nu ai multe pârghi. Vine o dată pe săptămână la noi, o dată la Simionescu. Câți copii poate să ia în 4 ore cât stă la noi? Că ea e repartizată pe 5 școli. Face și ea atât cât poate, noi înțelegem, dar și de acasă părinții și copiii vin cu anumite idei că învățătorul trebuie să zâmbească indiferent ce s-ar întâmpla, dacă ne-au acuzat că n-a zâmbit în ziua aceea la copil. Dacă faci numai nebunie, eu pot să zâmbesc, adică tu îi spargi capul celuilalt și eu să zâmbesc la tine. Că ai făcut un lucru bun, nu? Zâmbesc când merită, încurajat, când... Da, da. Supune la vot? Exact. Probleme. Zilnic. Cine e pentru? Sunt pe 6. Sunt pe 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a regulilor general pentru obiectivul de investiții, în clasare 3 totemuri pentru semnalizarea și informarea intrării și ieșirii din Comuna Hemiu, județul Bacău. Proiect inițial de domnul primar Sava Constantin. Unii care sunt mai vechi, își mai amintesc de acest proiect. În 2019. În schimb, nu găseam... Spidiaș. Să ne rifacă, unde să ne rifacă materialul din care trebuia făcut, că nu există pe zonă pe aici. Poate ați văzut cum arată. E un proiect frumos, eu zic că... E ceva așa, să ne reprezinte, să ne... Așa, în sfârșit, am reușit. Acum am venit în fața dumneavoastră cu proiectul și cu valori și cu tot ce implică. Vedem din bugetul care o să-l avem anul trecut, anul viitor, cât ne permite și cum putem face. Unul, două din ele, nu știu dacă o să le putem face toate trei într-un an. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorului tehnico-economic și a devizului general pentru obiectivul de investiție în plasare 3 totemuri pentru semnalizare și informarea intrării și ieșirii din localitate. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință următoare. Având în vedere hartele numărul 95 din 30-10-2019 privind aprobarea achiziționării unui număr de 3 totemuri pentru semnalizarea și informarea intrării și ieșirii din localitate, OAT Hemiuș a eliberat certificatul de urbanism numărul 264 din 19-10-2022, în baza căruia s-a realizat studiul de fezabilitate, proiectul numărul 104 din
2022 întocmit de SCSR. Varianta optimă de realizare a investiției este cea prezentată în scenariul ATOTEM cu structura din stâlp metalic, varianta ce conduce la costuri potrivit devizului general în valoare totală de 799.112 lei fără TVA. Pentru finalizarea acestei acțiuni și în temeiul prevederilor legii 5091, republicată cu modificări și completări ulterioare privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, articolul 129, alineatul 2 litera B, alineatul 4 litera D, articolul 155 și tot așa din ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, articolul 7 din hotărârea Guvernului 90/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul a documentației tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții și finanțare din fonduri publice cu modificări și completări ulterioare, articolul 133, articolul 134, 136, 139, 140, 243 din ordonanța de urgență 57/2019, supun spre aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre privind studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici a devizului pentru obiectivul de investiție amplasare 3 totemuri pentru a semnalizarea informarea intrării în, și ieșirii din localitate comuna și județul Bacău. O singură întrebare, dacă îmi permite, se luminează? Da, pe timp de noapte, da. Pe timp de noapte, da. Pentru că municipiul nu a făcut vincul. Municipiul nu a făcut vincul. Poți să dai exemplu de mai. Da, corect, corect. Toată viața avem de învățat. Da, avem. Unii de la alții. Da, avem. Da. Adică punem la Ghereiești, acolo unul. Deci, la Ghereiești. Așa. Și la ieșire spre piatra. Trei. Ați văzut. Pozitiv, cred că... Da. E un totem reprezentativ. Bun, dar tot, proiectarea vedeți? Am găsit și cine se execute? Nu, deocamdată trebuie să căutăm. A zis că materiale... Da. Cei care au venit cu propunerea și modelul nu condiționează. Păi propunerea am văzut-o eu, în modelul. Colegii mai vechi știu că din 2018, de fapt, tot vințul. Am adus o machetă aici. O machetă, da. Să vedem. Trebuie să fie autorizați, că așa cei de la Onești care ne-au făcut, ne-au făcut o nouă pentru a ne prezenta, să o vadă Consiliul Local cum arată, în miniatură. Materiale. Problema de materiale. Un material special. Nu poți să faci un orice, să fii transparent. Nu putem nici din beton. Înălțimea e destul de 5 metri. 5 metri. Da. Or fi de noi care nu au ce să mănânc. O să găsim. Nu, păi dar din ăștia am avut. Da. Două coale din ochi se întoarce una așa, una așa și cu trei cerci. Nu le facem fiecare zi și fiecare zi? Nu, am vrut să... Eu zic că... Nu știu dacă aveți poza sau ați văzut-o în material, eu zic că e destul de... Color. Dar dacă aveți poze, vezi, n-au de la mare fost color. Sau un proiect, dar proiect nu-i nimic, nu-ți băie. Dar nu mai este macheta. Ai o luat-o? Dar mi-a arătat-o și eu. Ați văzut-o aici? Nu. Da, știm ce. Au mai trecut 3 ani de atunci. Da. Pentru că, uitați, nu găsești. Pentru proiecte din astea zici că sunt mai mici. Ne chinuim cu un proiect acum. O să vi-l prezint. De fapt, cred că mai mult un deviz. Cu acordul Poliției Rutiere, avem foarte multe solicitări de la cetățeni de amplasarea unor cocoașe, pentru că se merge cu viteză. Sunt necesare, poftim? Sunt necesare. Și trecere de pieton pe variante, exact. Acum, acest studiu, pentru că suntem în discuție, am contactat o firmă, mi-au făcut niște oferte, să vedem cât o să ne coste devizul la final. Ne gândeam chiar cum e prin oraș sau pe drumul național, în zona creșilor de pietoni, să fie acel covor roșu, să putem
să semnalizăm cât mai bine, pentru că sunt foarte multe treceri de pieton, dar nici nu le poți face așa cum vrei la îndemâna administratorului. Și aici mă refer la drumurile laterale, niște drumurile perpendiculare pe axul lui DJ-119, exact. Pentru că noi vom veni pe partea stângă, sensul de mers Bacău-Piatra, cu trotuarul. Iar cetățeanul care vine de pe un drum lateral din partea dreaptă, va să traverseze, să poată merge pe trotuar. Și atunci ne-am gândit ca la fiecare drum să avem traversare și să aibă să avem atrișul. Sau la stația de autobuz, la chioșc, la stația la... de autobuz, la magazini, da, la centri de astea comerciale. Da, trebuie și să mergem pe trotuar și la... Am încercat să profităm acum, pentru că drumul județean este al nostru, vom lua acordul și avizile tot de la drum, proprietarul drumului, dar administratul suntem noi acum. Și am încercat să forțăm un pic mata, dacă o să ne sugerim. Da, pe drumurile Sătești, ar trebui și pe... Astea amplasate că, de exemplu, pe care suntem pe Zambilei, ocolesc varianta când este radarul la șosea, ocolesc pe aici. Și merg cu 90%, deci nu exagerez cu nimic. Pe Zambilei pusese unul la capăt acolo. Exact, dar l-au înjurat, l-au luat. Ai cu așa, așa, nu pui așa că vrei tu singur? Nu. Vom avea și așa și făceam, făceam pe banteta bine vom fi cel puțin două coași, una înainte și una după, pe Sfântul Gheorghe vor fi, pe Rozele va fi, pe Botarul va fi, pe toate frezele astea vor fi. Strada Fântânilor și cocoașe. Treceri de pieton, cocoașe. Da, vreau să vă spun că, de exemplu, în Bălcescu, coborul roșu, are și o aderență specială, da, că mașina frânează mult mai repede, aproape pe loc. Da, așa vrem să facem. Așa aici, ai văzut câte accidente s-au cunoscut de acolo. Vin tare în curba aia și vede pe treceri de pieton. Frânează unul între celălalt. Chiar nu multe accidente, de ce mai sunt aici la Sebiu? Avem curbile, curba la Rogină, la Bardașul acolo, când vedeam de pe fundătura fondului de pe colo. Noi, nu-i permis, noi în primul rând e curbă și noi vizibilitate, nu putem pune așa treceri de pieton la tot pas. Da, da. Nu trece așa. Da. Da, dar asta... Și cocoașele alea nu trebuie puse chiar lângă trecerii. Nu înainte ca să nu... Că vezi și prin oraș. La trecere și când frânezi, te duci mai tare. Deci să ai o mașină pe care e. Da, da, da. Deci, la un părere. Deci, la urmă, nu, nu o să fie. A, poate. Materialul scump. Da, trece mai departe, da? Să punem la vot? Punctul. Proiect de hotărâre privind aprobarea divizului general faza de ALI actualizat conform și nouă ce... Da, 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 modernizare, dotare, școală de Munte Mănescu, statul de Ideiți, Comuna Emeiuș. Modernizare, dotare, școală Grigore Tăbăcaru, statul Emeiuș, Comuna Emeiuș. Învățământ obligatoriu, apel de proiecte, port, regiuni. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. E aceeași problemă, am mai făcut un pas la acest proiect început în 2018. Încă un pas. De acum mai urmează. De-abia putem, avem valoarea, trebuie aprobarea de nou de la Ministerul Dezvoltării și putem scoate la licitație. Dacă ajungem la faza de licitații, o să începem un pic să lucrăm și la liceu? Suntem pregătiți aici, am făcut studii, am contactat firma, o să venim în ședința următoare cu ce înseamnă branșament la curent electric, branșament la cazi, eventual chiar și apă, și o să mai e o fost acolo dacă, nu știu dacă o să merite să facem branșamentul la canalizare pentru 2-3 luni. Pentru că noi la sfârșitul lui 2023 că am trebuit să încheiem proiectul ăsta. Nu, mă gândesc că poate găsim un constructor care se... în havă, să spunem așa, să facă interioarele pe perioada iernii, tot ce se poate face și după aia, când dă căldura, să facă pe exterior. Depinde de el. Frumos sună dorința, frumos. Dorința la toți. Noi undeva prin ianuarie ar trebui să scoatem la licitație. Oh, deja. Deci deja ne ducem februarie. Ne ducem martie. Așa da. Și numai vine martie, aprilie când începe. Da. Încep. Asta e un lucru bun, până la urmă nu mai contează, numai să înceapă. Că deja încep să cadă lucruri pe care nici nu le putem repara, că asta ar însemna o investiție prea mare. Ziceați că lăsați la urmă branșamentul cu canalizare. Trebuie cu curbă, în interior.
Păi, nu dăm în altceva. Pe canalizarea, noi avem canalizare cu fosă la liceu. Pentru că acum, ca să fac canalizare și pentru un cămin, să fac canalizare, ca așa, de asta avem niște probleme și cu gazul. Gazul a fost tras acum 25 de ani. Sunt conducte metalice, trase pe la toate clădirile astea. Nu mai putem folosi branșamentul ăla. Trebuie să ne facem branșamentul până la liceu, atât. Iar curentul electric e mai simplu, că am înțeles că avem aici transformator și nu știu, nu putem branșa. E direct din transformator, numai pentru... Dar sunt avizile care trebuie să umplăm și să vedem. Un fel, dar și timp ajut, ca să găsim soluția cea mai bună. Dar totuși trebuie gândit un pic de perspectivă. Lucrările astea s-ar putea lungi. Și nu știu dacă se termină. Dar nu știu dacă au voie, păi, dar e limita proiectului decembrie 23. Nu, nu are nicio treabă gazul cu... Nu, doamna zice că de lucrările de la școală se pot lungi și atunci să avem în perspectivă faptul că s-ar putea să stăm mai mult la liceu decât ne propunem. Le pregătim. Inițial. Nu au cum să lungească pentru că în 2023 trebuie să terminăm finanțarea proiectului până în 2018. Nu, e foarte din scurt anul ăsta. Da. Și licitații, și execuții, și... Păi dacă ne-au... Tintesc banii mei, numai și e foarte din scurt într-un an. Deci, doamne, 2 ani nu s-a făcut nimic la proiectul ăsta. Am așteptat să ne-l evalueze. După aia, de fiecare dată, a venit vizita ADR-ului în teren și-a mai durat 2 luni jumate, 3, până ne-au scris o hârtie. Statul pe la Ministerul Învățământului numai câte drumuri ne-a făcut la București. Așa e la noi. Dați-mi o comună la noi care au mers mai repede, peste tot, și la Tăneam, și la Neamț, primarii care mai vorbesc tot așa, 4-5 ani. Da, și acum să sperăm, noi avem finanțarea semnată și ne întreabă de ce n-am făcut decontări. Păi pe ce să fac decontări dacă n-am proiect? De ce n-am făcut proiectul mai repede? Păi dacă n-am găsit cu cine, aveam o firmă care am început din mai, am avut un contract cu 4 luni, am prelungit pentru că nu s-o încadrat, nu l-o terminat, ce o să iei firme de proiectare? Și să vedeți de unde se iei firme de construcții. Păi aici e problema, da? Să vedem ce firme o să vină. Dacă ne vine o firmă ca la... Dar s-a reactualizat totuși, am văzut că unul e 4 miliarde și unul e 3 miliarde. Aproape 4, unul și unul de până. Da, dar la cum cresc prețurile de plăzi pe aia? Păi nu, deci că din alea mai trebuie să scădem materialele. Că sunt dotări care le cumpărăm, o să fie achiziționate, nu intră în materiale, nu intră în construcție. Am văzut că sunt eligibile și neeligibile. Da. Dar valoarea totală a proiectului, pe aia se licitează, nu? Da. Pentru o să facă caietul de sat, nu uitați, aveți în spate aici ce să... Păi n-am văzut alea, da. O să se facă caietul de sat și atunci, pe caietul de sat, nu fie specificat. E destul de mare ca să se termine așa repede, dar să sperăm că... Vom găsi doi constructori buni sau un constructor cu o firmă mai mare. Ca să nu găsim la data cu doi muncitori și trei șefi. Unul jumate. Nu, de data asta licitația este organizată de către primărie. Poate merge mai repede. Dacă s-ar fi făcut lucrul ăsta și cu canalizarea și cu celelalte proiecte, ar fi fost mult mai... Dar chiar canalizarea cât? Sau din ce stadiu? Canalizarea e la București. La PNI? Da. Nu s-a dat drumul la 98 de contracte au fost semnate până acum, vă pot spune. Sunt doi evaluatori și te cheamă. Din Bacău au luat 5 primari, Dărbănești, ce pot să vă spun, Dărbănești, Moinești, Comănești, Oituz și Mănăstirea Cașin. Au semnat proiectele deja. Poate săptămâna viitoare, poate, nu știu. Am promisiuni, poate. Așteptați să mă cheme. Aștept să mă cheme. O să mă cheme acum la București pentru semnat contractul cu stații de îngrijire. Reîncărcare. Am câștigat proiectul. Suntem singura comună din Iar cu Creșa n-am mai urcat un pic? Cu Creșa. Am avut discuții săptămâna trecută cu ministrul secretar de stat. Așteptăm. Pentru că e vorba să mai repartizeze niște sume acolo la redistribuire și oricum suntem primii care ar trebui să intrăm. Punctul ăsta 10 nu e terenul de la Creșă? Da. Nu? Da. Ei, terenul e vorba de drumuri, de căile de acces. Da. Pentru că ei au niște... utilități pe ele și vor să se asigure că nu vor fi probleme. Așa și nu. Da, dacă sunteți de acord. Să punem la post? Amândouă, da? Da, și nouă. La diverse. Sunt două. Complementat, a început în perioada. La ore două.
Corită, care era divertă. Domnul vice? Mulțumesc. Deci, în proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii în forma autentică a deznădăjduirilor drepturilor de proprietate, vizând dreptul de superficie și servituții acordate prin actul adițional numărul 3 din 2011-2022 la contractul de concesiune 2158 din 14-11-1997, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Himeiuș și Asociația SOS Satele Copiilor România. Suprafața de 9.869 de metri pătrați, teren intragran situat în Himeiuș, strada Gării, numărul 57-59, numele cadastrale 68.606, 68.607 și 68.608, este concesionată de Asociația SOS Satele Copiilor România, conform contractului de concesiune 2158 din 14-11-1997, încheiat cu ATI Himeiuș. La data încheierii contractului de concesionare, denumirea concesionarului era Skilled Development Trust România, actualmente Asociația SOS Satele Copiilor România. Persoană juridică înființată prin sentința civilă numărul 2261 din 26-11-1990 al judecătoriei sectorul 1 București. Prin actul adițional numărul 3 din 2011-2022 s-a convenit acordarea unui drept de superficie și a servituții privind deservirea utilităților concesionarului SOS Satele Copiilor România, având în vedere hotărârea Consiliului Local 59 din 29-6-2022 privind modificarea prin actul adițional numărul 3 a contractului de concesiune numărul 2158 din 14-19-97 în sensul diminuării suprafeții concesionate față de cele prezentate mai sus în conformitate cu prevederea articolului 129 aliniatul 2 litera C de 196 aliniatul 1 litera A ordonanță de urgență 57-2019 prevederea articolului 693 aliniatul 2 din articolul 756 Codul Civil, vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea acționării serviciilor juridice notariale în vederea încheierii în forma autentică a dezmembrămintelor dreptului de proprietate, vizând dreptul de superficie și a servituții privind deservirea utilităților acordate concesionarului prin actul adițional mai sus menționat. Ca să putem face actul notarial, ne trebuie să hotărârea Consiliului Local. Se pune la vot? Nu știu să fie ușit. Cu 11 cu toaletarea. Deci, referatul făcut de bine către domnul primar, subsemnatul, având funcția al Comunei Himeiuș. Prin prezentul vă rog să supuneți spre aprobare Consiliul Local al Comunei Himeiuș, toaletarea vegetației din dreptul rețelor electrice aeriene de distribuție a energiei electrice de pe domeniul public al Comunei, precum și a arborilor uscați, care prezintă un real pericol pentru cetățeni. Deci, și pe drumul național și pe drumul județean, ați văzut, acum 2 ani de zile am mai făcut o toaletare, dar vegetația nu putem să o oprim. Deci, obturează iluminatul public și datorită vânturilor și care o să apară acolo, o să fie o problemă ea. De ce nu se execută, domnule? Deci, am așteptat ca să vină o firmă autorizată de pe la Racova, care ne-a mai făcut și acum 2 ani de zile, da? Care sunt singurii din zonă, care... Deci sunt cei mai apropiați. Problema e că pe timp de vară ați observat și dumneavoastră, degeaba avem iluminat public stradal dacă crengile din vecinătatea lămpilor acoperă lumina. Și asta înseamnă pericol de accidente, pericol de... Și degeaba e posibil. Și atunci o să facem o tăiere așa mai în forță, zic eu, mai la vreo 2 metri așa sub rețea, chiar dacă o să mai supărăm pe unii, asta e domeniul public. Să încercăm ca să nu mai, an de an, să avem costurile
predicate, că de la un an la altul cresc prețurile. Gândiți-vă cu pe 20 de centimetri, ori tăi la 2 nu tăia. În momentul de față, EONU are firmă care execută toaletarea unei rețele de la Fântânele. Adresa făcută de către noi, că este o rețea clasică, deci nu este tortadată, deci noi nu putem să intervenim atunci când este sub tensiune. Deci ea a oprit o jumătate de fântânele și lucrează în momentul de față la toaletarea agorilor din imediata apropiere a rețelei. Deci ei nu mai fac tot, nu făcea odată. Nu. Nu mai fac de mult. Nu mai fac de mult. Ei, au revenit pe noi. Da, păi primăria face de toate. Acum mai nouă ați văzut și cu fostele astea, conform unui ordonanțe date de către Ministerul. Dacă aveam canalizare. Noi. Da, chiar dacă ați avea canalizare, nu știu ce treabă are primăria, să inventarieze toate fosele din sat și să raporteze după aceea, când își golește cetățeanul fosa, să raporteze cantitatea la Ministerul Mediu. Nu știu dacă asta chiar trebuie să facă primăria. Dar unde avem... Noi vorba că nu au reușit operatorii noștri, nu au reușit să atragă foduri europene pentru implementarea proiectului de canalizare. Dacă ați citit ghidului de implementare, operatorii regionali sunt obligați să implementeze proiecte. Și pentru că acum ați ai o scuză, n-au putut, că n-au evidență, că nu știu cum să fie... Pasează. Acum pasează. Pasează. Și pe cine poate să paseze, decât pe primarie. Dar poate să faci tot ce-a putut. Da. Domnul Pune. Domnul Pune. Domnul Președinte. Dacă nu avem aprobare, asta iar o să ne sezăm reclamații unii de alții pe la agent Green că tăiem arborii din comună, distrugem, suntem contra naturii. Noi suntem cei mai răi, defrișăm păduri, defrișăm, toaletăm, dar când vine un vânt și cade un arbor peste o mașină, primăria e de vină pentru că n-au luat măsuri. Atunci nu mai reclamă la agent Green. Da, mulțumim. Dacă dumneavoastră...